Accident mortal pe drumul național 1 între Sibiu și Brașov, în zona Fântânița Haiducului. O șoferiță în vârstă de 44 de ani și-a pierdut viața în urma coliziunii dintre automobilul pe care îl conducea și un tir. Potrivit anchetatorilor, accidentul s-a produs pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum. La un moment dat, femeia a pierdut controlul volanului, a derapat și a pătruns pe contrasens, unde a intrat direct într-un tir care circula regulamentar din sens opus. Când a fost scoasă dintre fiarele mașinii, șoferița era deja în stop cardiorespirator. Medicii au executat manevre de resuscitare, dar nu au reușit să o readucă la viață. După producerea accidentului, traficul rutier pe acel segment al drumului național 1 a fost blocat aproape două ore.